Rusia dezvoltă o nouă armă spațială cu energie nucleară, avertizează un membru din Camera Reprezentanților a Statelor Unite. Se zvonește că s-ar fi făcut chiar teste cu această armă, construită cu scopul de a ataca sateliții de pe orbită. Prin prisma războiului din Ucraina, au apărut tot felul de speculații despre ce ar putea fi această armă spațială rusească. Este vorba despre un satelit cu focos nuclear la bord, gata să detoneze în spațiu? Sau este vorba doar de un satelit ce are energie nucleară la bord, energie pe care o folosește atunci când efectuează atacuri directe asupra sateliților, cum ar fi bruiaje de semnal, laser care pot orbi senzorii de imagine sau arme cu impulsuri electromagnetice? Hai să detaliem toate aceste aspecte. Pentru a lămuri aceste detalii, am apelat la Claudiu Tănăselia, care a contribuit în cea mai mare parte la script. Pe Claudiu îl găsiți pe pagina de internet parsec.ro și pe pagina lui de Facebook. Ce se întâmplă în cazul unei explozii nucleare în spațiu? În primul rând, pe orbita Pământului, atmosfera este mai puțin densă. De aceea, în urma unei explozii nucleare, avem o undă de șoc mai redusă, ceea ce este mai puțin periculos pentru sateliți sau pentru pământeni. Față de exploziile nucleare de la suprafața Pământului, unde unda de șoc este determinantă pentru magnitudinea distrugerilor, în spațiu sunt alte efecte ale exploziei nucleare care sunt folosite pentru a distruge sateliții. De exemplu, depinzând de încărcătura nucleară, razele gamma produse de reacțiile de fisiune nucleară ar face ca unii sateliți să devină nefuncționali. În plus, pulsul electromagnetic generat s-ar propaga prin atmosfera Pământului și ar afecta infrastructura de la Sol pe o rază de sute sau mii de kilometri, iar centurile de radiație Van Allen ar fi încărcate suplimentar cu electroni și ar putea avaria la rândul lor alți sateliți. Nu toți sateliții vor fi însă afectați. Unii vor fi suficient de departe pentru a scăpa neatinși, alții, cei militari, sunt ecranați suplimentar și vor putea supraviețui mai ușor. Probabil că sateliții de telecomunicații aflați pe orbite geostaționare, mai îndepărtați, nu vor fi afectați. Însă mulți sateliți de pe orbita terestră joasă vor fi afectați. Ei nu vor mai funcționa din cauza exploziei inițiale și se vor putea ciocni în timp cu alți sateliți, amplificând astfel numărul de deșeuri orbitale. În general, o constelație de sateliți, cum este cea de sateliți GPS sau cea a sateliților Starshield, o variantă militară a constelației Starlink, este mai rezilientă în cazul pierderii unui singur satelit, pentru că sarcinile acestuia ar putea fi preluate de alți sateliți deja aflați în aceeași constelație. Dacă însă sunt atacați mai mulți sateliți din constelație, atunci aceasta ar afecta întreaga constelație. De unde știm ce se poate întâmpla? Detalii despre efectele unei explozii nucleare în spațiu se știu din anii 60, atunci când Statele Unite au efectuat 5 teste nucleare în spațiu. Operațiunea Fishbowl, partea testelor Dominic. Testele au fost atât de destructive încât atât Statele Unite, cât și URSS, au căzut de acord că nu este o idee deloc bună ca aceste teste să continue și au renunțat la ele. Spre exemplu, în cazul testului Starfish Prime din 1962, s-a generat temporar o centură de radiații artificială și a crescut intensitatea radiațiilor din centura Van Allen cu câteva ordine de mărime. Nu existau atunci prea mulți sateliți pe orbită, dar câțiva dintre cei care existau au fost pierduți, inclusiv Telstar, primul satelit comercial, sau Ariel 1, primul satelit lansat în Marea Britanie. Pulsul electromagnetic generat de interacțiunea radiației gamma exploziei cu atmosfera Pământului a fost resimțit până la 1400 de kilometri de centrul exploziei, cauzând pagube minore cei drept în Hawaii. În cele din urmă, s-a renunțat complet inclusiv la testele nucleare, deși în ultimii ani circulă zvonuri că aceste teste ar putea fi reluate. După cum vedem, în general, multe din aceste efecte afectează tot sateliții, fără a ține cont de țara din care provin. De aceea, se crede că este puțin probabil ca Rusia să testeze o astfel de armă în spațiu, deoarece nu are niciun interes să facă inutilizabilă orbita terestră. Rusia are nevoie de proprii sateliți, în special în această perioadă de război. Doar în ultimele două luni, Rusia a lansat doi sateliți militari secreți, despre care nu știm prea multe detalii. Iar China a investit foarte mult în activități spațiale în ultimul timp și nu ar fi deloc încântată de ideea că sateliții săi, militari sau civili, să fie victime colaterale într-un test nuclear al Rusiei. Satelit cu propulsie nucleară? Nu, amenințare spațială nucleară a Rusiei nu este probabil un focos nuclear,
ci mai degrabă un dispozitiv de mare putere care necesită energie nucleară pentru a efectua o serie de atacuri împotriva sateliților. Există oricând posibilitatea ca Rusia să testeze pe orbită un satelit cu propulsie nucleară, care să fie folosit el însuși ca o armă antisatelit. Având propulsie nucleară, acesta ar putea să deplaseze mai ușor de pe orbită pe alta, ar putea intercepta comunicațiile altor sateliți, i-ar putea bruia sau chiar ar putea să-i dezactiveze. Despre un astfel de proiect se vorbește de câteva decenii și se pare că Rusia a început să lucreze la un astfel de satelit, chiar dacă încă nu l-a testat pe orbită. Nici asta nu este o idee nouă. URSS a lansat în anii 80 în jur de 30 astfel de sateliți cu reactoare nucleare la bord, care se află în continuare pe orbita Pământului. Așadar, este normal ca astfel de tehnologie să provoace îngrijorări la Casa Albă și probabil despre acest fel de armă se vorbește în aceste zile, nu despre o armă nucleară care ar distruge nediscriminatoriu sateliți militari, comerciali, atât ai inamicului cât și ai aliaților sau sateliții proprii. Mai mult, un satelit cu propulsie nucleară nu ar încălca niciun tratat internațional, deși ridică unele întrebări cu privire la modul în care va fi manipulat satelitul după terminarea misiunii. În niciun caz nu ar fi o idee bună ca acesta să plonjeze în atmosfera Pământului sau să devină inactiv din cauza unei probleme tehnice și să se ciocnească apoi cu alt satelit sau alte fragmente. Mai trebuie notat că Rusia este ultimul stat care a efectuat un test balistic antisatelit în 15 noiembrie 2021, când a folosit o rachetă balistică lansată de la Sol pentru a distruge un satelit propriu, generând mii de fragmente pe orbita terestră joasă. La ce folosește această nouă armă rusească pusă pe un satelit, capabilă să atace alți sateliți de pe orbită? În principiu, dacă este o armă nucleară, nu există niciun avantaj. Să urci o armă nucleară pe orbită, să o detonezi, afectezi mulți sateliți, inclusiv pe cei ai tăi. Dacă țintești un obiect terestru, iar nu are sens. Este o acțiune extrem de complexă, cu atât mai mult în cazul unei națiuni care are deja rachete balistice cu focoase nucleare pe care le poate lansa oricând. O armă nucleară plasată pe orbită este vizibilă de pe Pământ și traiectoria este predictibilă, deci o face vulnerabilă imediat după lansare. Cel mai probabil este vorba de un satelit cu energie nucleară la bord, folosit într-un mod mai convențional, ca de exemplu dezactivarea imediată a sateliților cu ajutorul unor pulsuri electromagnetice sau ceva asemănător. Rusia a efectuat ultimul test nuclear în 1990. În actualul climat geopolitic, nu este exclus ca astfel de teste să fie reluate, chiar dacă este greu de crezut că Rusia va trimite în spațiu o armă nucleară. Însă dezvoltarea de noi sateliți și noi tehnologii nucleare nu este deloc un demers irealizabil pentru Rusia. Problema, de obicei, vor fi fondurile disponibile, pentru că programul spațial rusesc a fost cronic subfinanțat și afectat de corupție încă dinainte de actualul război, iar un astfel de proiect complex costă extrem de mult. Spațiul cosmic a fost dintotdeauna un teatru de operațiuni. Am avut încă de la începutul erei spațiale sateliți de spionaj. Astăzi avem pe orbită sateliți care se pot apropia de alți sateliți pentru a investiga sau bruia. Avem chiar avioane spațiale, despre a căror misiune nu știm prea multe detalii. Iar tehnologiile nucleare pot oferi noi posibilități de a exploata orbita terestră fără să fie neapărat vorba despre bombe nucleare. Dragi prieteni, videoul de astăzi a fost făcut împreună cu Claudiu Tănăselia. Dacă doriți să continuăm această colaborare cu alte subiecte, vă rog să îmi scrieți în comentarii. Scrieți acolo și ce subiecte. Pe Claudiu îl găsiți pe site-ul Parsec.ro și pe pagina lui de Facebook. Până data viitoare, vă rog să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!